Bună și bine v-am văzut la conferința de presă de la finalul jocului dintre Gazmetan Severin și UTA, scor 0-0. Domnul Adrian Falup, antrenor formației UTA, își va exprima opinii de vizavi de această confruntare și apoi vă voi răspunde întrebările dumneavoastră. Cred că a fost un joc greu disputat, nu de foarte mare calitate, dar în care noi am făcut un joc foarte bun defensiv. Din păcate, n-am reușit un joc ofensiv prea bun, dar cred că, din punct de vedere tactic, am stat bine, pentru că Severinul nu și-a creat foarte multe ocazii de gol. Au avut posesie, a dominat, practic, teritorial jocul, dar fără să-și creeze mari situații de gol. Noi am avut două, trei oportunități, n-am reușit să le concretizăm. Am suferit și din punct de vedere fizic. Una pe asta, cred că e un punct meritat pentru noi. Poate că era maximum din ce puteam obține la locul acesta. Un punct mare care ne menține încă lupta pentru locul 3. Avem încă foarte mult de muncit și sperăm să remediem în continuare problemele care le-am avut. V-ați propus un egal atât cum să vrei? Nu, matematic ne-am propus să nu pierdem. Dar un egal pe noi ne menține în luptă. Am schimbat adevăr, astăzi adică am schimbat. Suntem am două echipele la plus 5. Noi avem rezultatul meciurilor directe mai bune, depinde ce va fi în continuare. Încă o dată spun că este un punct meritat pentru noi și maxim în ce putem obține de la jocul acesta, mai ales după ce am rămas în 10 ani. Cum vi s-a părut arbitrajul? Nu comentez arbitrajul, nu am ce să zic despre arbitrajul, dar că mă întreba despre joc. Echipa? Domnul Căsinescu, la televizor. Astăzi n-ați avut niciun șut periculos pe spații porții. Poate UTA să promoveze? Nu știu, vom vedea. Noi suntem pe meciul de jucat, vom vedea dacă putem promova. Eu cred că am avut și prima repriză în corner, o ocazie bună, dacă Zarani vreau să lovească mingea pe cap. A doua repriză și tot așa la o fază fixă. Am fost periculoși în unele momente. Nu neapărat joc n-am fost periculoși. Pe spații porții. Pe fază fixă, am reușit să pun un problem. Le-am zis, era greu pentru noi, am suferit din punct de vedere fizic. Le-am luat pe două metri foarte grele și era greu să rezistăm la o diferență de temperatură așa de mare, pentru că la Aradiu era 15-16 grade și la aici era aproape 30. O diferență de temperatură mare și era puțin greu din punct de vedere fizic pentru noi. Aveți prima șansă la obținerea locului 2, ținând cont că aveți și avantajul meciului direct cu Gazmetan? Da, nu știu. Severin nu cred că are prima șansă. Am văzut că a zdrobit Bistrița, a zdrobit Alba Iulia după pauză, în forțe de 5 minute și cred că ei au prima șansă. Din păcate, pentru noi, ne luptăm până la final. Am fost de